Un număr de 858 de elevi din cadrul celor 23 de licee din județ beneficiază de bani de liceu, adică de o bursă lunară de 180 de lei. Este vorba de elevii care se află în întreținerea familiilor, al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele trei luni anterioare de punerii cererii pentru acești bani este de maxim 150 de lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori sunt aflați sub tutelă sau curatelă. Potrivit listei furnizate de Inspectoratul Școlar Sălaș, cei mai mulți beneficiari ai acestui ajutor social sunt elevii liceelor din Zaleu respectiv 215 urmați de elevii din liceele din Șimleu Silvaniei 173 la număr din Jibou 120 de elevi vor primi lunar această bursă. Pentru a beneficia de cei 180 de lei, elevii trebuie să îndeplinească anumite condiții și anume să nu acumuleze mai mult de 20 de absențe nemotivate într-o lună, să nu fie suspendați de la cursuri pe o perioadă de 3 sau 5 zile și să nu aibă media la purtare mai mică de 7. În cazul exmatriculării, elevul pierde dreptul la bursă. Potrivit inspectorului școlar general Gheorghe Bancea, în cursul anului școlar precedent, aproape 1100 de elevi au beneficiat de bursă din programul social Bani de Liceu, însă 138 dintre ei au pierdut bursa din cauza absențelor.